Dinamo București a retrogradat pentru prima oară în 2022 după 74 de ani de prezență în primul eșalon. Odată cu decăderea Câinilor Roșii, stadionul Dinamo, supranumit și Groapa, s-a îndreptat în a fi o simplă ruină, o comoară de mult uitată, care acum este, din păcate, într-o stare deplorabilă. Și până la urmă, care e problema? De ce a ajuns stadionul ăsta așa și ce putem face ca să-i îmbunătățim situația? De-a lungul timpului, la Dinamo au evoluat unii dintre cei mai mari fotbaliști ai României, printre care Cornel Dinu, Mircea Lucescu, Florea Dumitrache, Dudu Georgescu, Dorin Mateuț, Ioan Andone sau Adrian Mutu. Aceasta este priveliștea deprimantă pe care o lasă în urmă stadionul din Ștefan cel Mare și ce e drept mă întristează și pe mine când văd aceste locuri goale, fără niciun spectator pe care niciodată știu sigur că nu o să se mai joace niciun meci. A fost inaugurat la 14 octombrie 1951, primul meci susținut de Dinamo fiind împotriva Locomotivei Timișoara, câștigat cu 1-0 de gazde. E gata meciul, Universitatea Cluj promovează în Liga 1, Dinamo retrogradează. Pentru prima dată în istoria acestui club, cu 18 titluri de campioană, Dinamo părăsește Liga 1. Motivul retrogradării echipei Dinamo București nu poate fi determinat cu precizie, însă acesta poate fi datorat unui număr mare de factori, cum ar fi performanțele slabe din campionat, problemele interne din cadrul clubului, însă unul dintre cele mai dezastruoase lucruri din cadrul acestei echipe este lipsa investitorilor. În orice caz, Dinamo are nevoie mai mult ca niciodată de o infuzie de capital, din partea unui posibil investitor, fie din partea suporterilor, care au fost mereu alături de echipă. Bun băieți, hai să vedem dacă ne ies aceste crossbaruri. Am vreo 5 șanse, hai să vedem câte pot să dau. 5 șanse. Normal, căderea în al doilea eșalon ar trebui să fie un moment zero în istoria lui Dinamo. Dar situația este mult mai dramatică de atât. Dinamo a rămas fără siglă și palmares odată cu această retrogradare, iar viitorul este sub semnul întrebării. Patrimoniul clubului i-a fost cedat lui Ionuț Negoiță de către Nicolae Badea în momentul când acesta a vândut pachetul său de acțiuni. Înțelegerea a fost însă legată de o clauză prin care culorile, sigla și palmaresul aparțin clubului doar atât timp cât joacă în Liga 1. Odată cu această retrogradare, patrimoniul îi revine clubului FC Dinamo, care activează în Liga 4, care este deținut în prezent de Nicolae Badea. Astfel, destinul formației din Ștefan cel Mare depinde acum în mare măsură de omul de afaceri, care trebuie să decidă ce va face în continuare. Stadionul Ștefan cel Mare, după părerea mea, a rămas o simplă amintire. Banii Câinilor Roșii se putea auzi de la sute de metri distanță atunci când Dinamo avea un meci. Dar cu timpul, odată cu decăderea albiroșilor, Groapa a rămas unul dintre stadioanele cu cea mai mare tradiție, care se pare că a fost uitat pentru un moment. Poate singura veste bună pentru dinamoviști este că în următoarea perioadă se va dărâma vechiul stadion din Ștefan cel Mare și în locul său va răsări unul modern, lucru pe care fanii albiroșilor le așteaptă de ani de zile. Părerea mea este însă că această echipă, unul dintre titanii fotbalului românesc, nu va pieri niciodată. Situația este similară din punctul meu de vedere cu cea Rapidului sau Petrolului Ploiești. Două echipe care de-a lungul timpului au avut o perioadă mai grea, însă în ultimii ani au revenit pe locurile de top a Super League. Cred că în viitorul apropiat va apărea un potențial investitor care va readuce clubul la vechea glorie eternă. Indiferent de ce se va întâmpla, e clar că Dinamo are nevoie de un restart total. Clubul este în insolvență și previziunile sunt sumbre. Viitorul este incert, iar singurul lucru care oferă o umbră de speranță sunt fani, care cu siguranță vor continua să susțină echipa din punct de vedere financiar. Nu ezita să lași un comentariu despre cum crezi că va fi situația lui Dinamo în următorii ani și dacă ți-a plăcut acest video la care am muncit foarte, foarte mult, aș aprecia enorm dacă ai da un like, te-ai abonat cu clopoțelul activat. Până atunci, eu am fost Ștefu, ne auzim data viitoare cu un nou videoclip, pa, pa!